Anul acesta se poartă chilipirurile imobiliare. La primul târg de locuințe deschis în acest an în capitală, garsonierele se vând la prețul unei mașini. Dezvoltatorii și-au ajustat ofertele pentru tinerii care își doresc o locuință prin programul Prima Casă. Nu mai cer avans și vând apartamentele de 3 sau 4 camere la prețuri de sub 60.000 de euro. Însă, cu buzunarele goale, cei mai mulți vizitatori vin doar să se uite. O garsonieră open space se poate opta pentru închiderea bucătăriei. Eventual se poate face și un băruleț. Baia are undeva la 4 metri pătrați. Este cea mai ieftină garsonieră scoasă la vânzare în acest an în capitală. Locuința de 24 de metri pătrați costă doar 16.000 de euro, redusă cu 3.000 de euro față de anul trecut. În acești bani sunt incluse și finisajele. Ansamblul rezidențial este situat în afara Bucureștiului, în zona de sud. Bineînțeles, cele de la 16.000 au și dezavantaje, sunt situate la un parter inferior, dar beneficiază de o suprafață de 24 de metri pătrați. Ele se predau complet finisate și racordate individual la toate utilitățile, gaze, apă, curent. Același tip de locuință costă dublu în nordul capitalei, însă suprafețele pot ajunge și la 40 de metri pătrați. În zona de vest, prețurile se mențin în jur de 25.000 de euro pentru o garsonieră de 33 de metri pătrați. Când vine vorba de apartamente, tot în sudul capitalei le găsim pe cele mai ieftine. Cele cu două camere costă între 24 și 45 de mii de euro, în timp ce apartamentele cu trei camere pornesc de la 40 de mii de euro. La capitolul case, cea mai ieftină locuință costă 55 de mii de euro și are 80 de metri pătrați. Sunt curți mari, așa cum oamenii probabil și-ar dori. Avem o curte din față, dar pe sistemul nord-american și un backyard de 30-40 de metri pătrați. Alți dezvoltatori spun însă că un preț mai mic ar putea atrage și o calitate mai slabă la execuția locuințelor. Sunt dezvoltatori care tind să scadă prețurile caselor și asta practic se transpune și într-o calitate puțin mai slabă a construcției. La târgul imobiliar sunt prezenți peste 50 de dezvoltatori imobiliari. Cei mai mulți au venit cu locuințe de până în 60.000 de euro, eligibile pentru programul Prima Casă.